Tristețea mea este că foarte mulți credincioși, pe baza teologiei pe care o avem, ținta lor este botezul cu Duhul Sfânt. Până atunci îi vezi postind, îi vezi în misiune, îi vezi rugându-se, îi vezi abținându-se de la diferite plăceri nevinovate, îi vezi că lucrurile care le pierde timpul și banii se abțin să-i boteze Domnul cu Duhul Sfânt. După ce și-au pus cupa în vitrină, după ce au fost botezat de Domnul, devin apatici, devin foarte mulți comentatori muzicali, literari și așa mai departe. Îi vezi oameni, n-au nicio treabă în biserică, nu se ocupă cu nimic, efectiv sunt implicați în tot felul de discuții din astea mărunte. De ce? Pentru că el scopul și l-a ales. El se miră de ce nu-i se vede aureola deasupra capului, că deja e un sfânt, Dumnezeu oricând îl poate chema la el.